tuturor și bine v-am găsit la un video mai special de această dată, fraților. Facem și noi aici un review la Di Maria de 99. Dar vă întrebați unde sunt acele tokenul Attacking Expert și Defending Expert. Păi, nu le-am deschis, o să deschid de față cu voi. Haideți să începem cu Attacking Expert. Hai să vedem. 3, 2, 1, BOOM! Acesta este tokenul de Attacking Expert. Hai să vedem și Defending Expert. 3, 2, 1, BOOM! Wow! Acestea sunt. Haide să le punem la Di Maria de 99. Ok, hai să vedem unde este Di Maria de 99. Ok, o să le punem pe rând. Attacking Expert aici și Defending Expert. Îi dăm claim. Ok. Acesta este Di Maria. Ok, hai să-l deschidem. 3, 2, 1, BOOM! Wow! Fac și un screenshot. Ok, nice. Și dă 3 dribbling și 2 la shooting la toată echipa. Cred că o să crească ceva aici, deci cred că o să crească. 3, 3, wow! 101, crește Di Maria! Nice! Nice, 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 nice! Foarte nice! Acesta este Di Maria. 108 sprint speed, 104 acceleration, 106 ball control, 109 dribbling, 97 finishing, 103 shot power, nice. Ok, short passing, reactions 104, 106 crossing. Băi, destul de bine față de Jovetic, față de Jovetic, de zic că e destul de bine. Da. Așa. Starting 11. Da. Păi, eu sper că v-a plăcut video de astăzi, acest review. O să aveți și un mic video cu el, cum joacă el, cum este în teren, cât de bine joacă. Ciao, pa! Da, fraților, după cum ați văzut, Di Maria se mișcă foarte, foarte bine în teren. Chiar îmi place cum se mișcă, are un control foarte, foarte bun al mingii. După cum ați văzut, a dat și ceva gol, două goluri a dat. N-am stat tot meciul să continui să dau cu el gol. Bă, se mișcă destul de bine, chiar sunt foarte mulțumit de el. Și chiar la aceste, unde dă plus 3 dribbling și 2 shooting la toată echipa, chiar îmi place foarte mult. Păi, că v-a plăcut acest video, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi acel butonaj și like. Și noi ne auzim data viitoare cu un nou video. Ciao, bă, v-am pupat, pa! Potaka-te! Tiftac bagaj!